Liz Truss a dat nas în nas cu primul protest la primul său discurs în calitate de șef al guvernului, susținut în fața conservatorilor. După nici 10 minute de vorbit, Truss a fost întreruptă de două activiste Greenpeace care s-au ridicat din public și au întrebat-o cine a votat pentru asta. Truss a fost auzită spunând să le scoatem, iar fetele au fost scoase din sală, uneia dintre ele i s-a smuls chiar și begiul de la gât.